Ministerul Muncii și Solidarității Sociale lansează din nou inițiativa menită să sprijine tinerii ce se află în căutarea unui loc de muncă. Prin intermediul Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă se vor acorda stimulente pentru angajarea tinerilor, atât pentru cei șomeri, cât și pentru absolvenți. Cei proaspăt angajați vor primi 1000 de lei dacă figurează în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă. Peste 560 de ieșeni au beneficiat anul trecut de aceste stimulente oferite de statul român. Astfel, tinerii șomeri neindemnizați, care reușesc să-și găsească un loc de muncă pentru o perioadă de minim 3 luni, vor primi o primă de activare în valoare de 1000 de lei. Absolvenții care se angajează în termen de 60 de zile de la absolvire vor beneficia de o primă de inserție de 1794 de lei, jumătate din sumă fiind acordată la angajare, iar cealaltă jumătate după 12 luni. De asemenea, pentru cei care se angajează în altă localitate, sunt prevăzute prime de mobilitate, precum prima de încadrare, prima de instalare și prima de relocare. Prima de activare se acordă persoanelor înregistrate la Serviciul Public de Ocupare, vorbim de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă. Sunt șomeri neindemnizați care au o perioadă de ședere în șomaj de cel puțin 30 de zile și se încadrează pe o perioadă mai mare de 3 luni. Această primă este în valoare de 1000 de lei și se acordă eșalonat 50% la începutul perioadei, 50% la sfârșitul perioadei. De asemenea, mai sunt prime care se acordă tot șomerilor înregistrați. Vorbim de primele de mobilitate, prima de încadrare, care reprezintă o primă ce se acordă șomerilor care se încadrează la o distanță mai mare de 15 km de domiciliu. Este de 0,5 lei pe kilometru, dar nu mai mult de 55 de lei pe zi. Prima se acordă pe o perioadă de 12 luni, în condițiile în care persoana se încadrează pe o perioadă de 12 luni sau mai mare. Mai sunt, de exemplu, pentru proaspeții absolvenți, primele de inserție. Această primă este echivalentul la valoarea de 3 ore a indicatorului social de referință și se acordă absolvenților care se încadrează pe o perioadă de cel puțin 12 luni. Prima se acordă tot în două tranșe egale. Ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura Oprescu, a subliniat importanța integrării tinerilor pe piața muncii și a anunțat că sunt disponibile numeroase servicii de consiliere profesională și de formare. Pentru mai multe informații, oamenii sunt îndrumați să se adreseze agențiilor județene pentru ocupare și formare profesională.